Sportivii secției de atletism a CSM Ploiești au participat în weekend la Campionatele Internaționale de Atletism ale României, competiția ajunsă la cea de-a 67-a ediție și găzduită de Arena Nicolae Mărășescu din Craiova. Cu prilejul întrecerii din Oltenia, Federația Română de Atletism a organizat și prima etapă a Campionatelor Naționale Under 20. Cea mai bună performanță a sportivilor pregătiți de Augustin Iancu și Robert Munteanu a fost realizată de Petre Resmiveș care a câștigat proba de 100 de metri plat. Cealaltă prezență pe podium i-a aparținut Teodorei în proba de aruncare a suliței sportiva ocupând locul al doilea în campionatul under 20 și locul al patrulea în cadrul campionatelor internaționale. În finale au mai participat Cristian Roiban 100 de metri și 200 de metri, Robert Marinescu 100 de metri și Alexandru Geamănu, 200 de metri, fără a urca însă pe podiumul de premiere. Competiția de la Craiova a reprezentat pentru toți sportivii o bună repetiție în perspectiva campionatelor naționale de seniori ce se vor ține tot la Craiova în perioada 24-26 iunie.